Bună ziua, pe ce vă putem servi? Aș dori și eu cola, dacă nu se poate acum pentru început. Desigur. Poftiți și cola dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Altceva? Aș dori și eu ceva din meniul zilei, dacă nu vă supărați. Sigur că se poate, desigur, dar de mâine. Păi, cum adică de mâine? Că mie mi-e foame azi. Da, păi stați domnul meu așa, că și eu vreau la mare azi, dar plec mâine. Bine, dar vreau și eu măcar ceva din meniul zilei. Vreau așa, masa zilei. Perfect, domnul meu drag. Ciorbică de burtică e bine? E super bine. Asta cât m-ar costa așa, că aici nu e scris nimic. 21 de lei. 21 de lei? 21. Da, revin de la fața locului cu știri foarte proaspete și foarte limpezi, la fel ca ciorba de burtă pe care tocmai am comandat-o. Încă n-ați comandat-o. Da, în urmă cu puțin timp am intrat în acest restaurant vrând să comand niște mâncare, dar după puține cercetări am realizat că patronul acestui restaurant este acuzat de evaziune fiscală. Pe lângă asta, el umflă foarte mult prețurile la mâncare, luându-ne astăzi din față mâncarea noastră haiducească, cea de toate zilele. Vrem să aflăm detalii în continuare, așa că dăm legătura în studioul nostru. Mugurel, ai legătura? Da, Mihăiță, ți-am primit legătura, a fost aproximativ un leu, vrei să o trimitem înapoi? Dacă nu vă deranjează. Bine, domnule, am înțeles. Ciorbiță n-ai. Ciorbiță avem. Păi și atunci? Păi da, dar nu de care vreți dumneavoastră. Bine, atunci vreau asta, tocăniță de purceluș. Da, e perfect, doar că lipsește mărarul pentru decor. Incredibil ce se întâmplă în restaurantele bucureștene, doamnelor și domnilor. Mugurel, îți pot da legătura ca să mi-o dai înapoi? Desigur, Mihăiță. Aleluia, mulțumesc mult, Mugurel, ai legătura. Să dau înapoi, Mihăiță. Auzi, dar noi mai avem emisii? Acum că avem tot ce ne trebuie, pot să mănânc și eu? Da, bineînțeles, bineînțeles. Cu ce să fie ciorbița? Cu oțet, cu piper?